După mesele de Crăciun, petrecerea de Revelion este încă o ocazie de a ne etala măistria în gastronomie. Deși pe mesele tuturor românilor, în mod tradițional, să regăsesc salata biof, salata orientală, friptura, răciturile și sarmalele, unii preferă să-și răsfețe oaspeții cu gustări speciale. Așa se face că produsele și ingredientele din țări, precum Italia, Spania sau cele din Asia, au devenit populare în România, fiind deja apreciate de gurmanzi. Pentru clienții noștri pasionați de gastronomia italiană și iubitor de gusturi fine. Ne-am pregătit cu un portofoliu variat de produse. Am adus pe segmentul de brânzeturi 30 de brânzeturi noi artizanale, pe segmentul de salumerie, sigur că suntem prezenți cu produse noi. De asemenea, ca produse dulci, am adus iubitul panetone care nu face concurență cu zonacului tradițional românesc, dar este o alternativă. Produse precum dulceața, crema tartinabilă, pateul sau dulciurile, toate produse în Italia sunt opțiune atât pentru cadouri cât și pentru orice masă specială. De exemplu, acest tânăr străin care a vizitat România a ales să cumpere diverse produse din Italia pentru părinții lui, dar și drept daruri de revelion. Am cumpăr uh, prezent pentru părinților. Da. Uh, Pasta, Brânza, salami, produse italiene, da, și uh, dul dulceață, da, cum se da. Cozonacul clasic poate fi înlocuit de panetone, sarmalele de paste, iar răciturile de risotto. Unii preferă să păstreze aperitivele în meniu, însă doresc să-și surprindă invitații cu mezeluri și brânzeturi originare din Italia. Indiferent de ceea ce se pune pe mese, cel mai important lucru este o seară petrecută alături de cei dragi.